Salutări, sunt Alexandru Cârlan, lucrez la Facultatea de Comunicare de mulți ani și sunt printre cei implicați în elaborarea subiectelor de la limba română și în corectarea examenului de admitere la limba română. În această calitate vreau să vă dau câteva tips and tricks, câteva sfaturi despre cum să vă pregătiți. În primul rând, vorbim despre 45 de subiecte de admitere, din care în ziua examenului vor fi extrase la sorți 3 subiecte. Subiectele sunt deja încărcate pe pagina comunicare.ro și nu e o idee rea să începeți să vă uitați peste ele. În al doilea rând, dacă vă uitați peste subiecte, veți vedea că sunt 3 mari tipuri de subiecte. Unele sunt de istorie și teorie literară, să le spunem, acoperă conceptele fundamentale care sunt și în programa de BAC. Unele sunt despre limbă și comunicare, funcțiile comunicării ale lui Roman Iacobson, bună oară. Și o a treia categorie sunt subiecte creative, în care vi se dă o situație ipotetică și sunteți puși să scrieți un text, de exemplu o petiție, o scrisoare, o postare de blog pentru acea situație. Un singur subiect din fiecare categorie va fi extras în ziua examenului. Cum m-aș pregăti pentru acest examen dacă aș fi în locul vostru? Păi, în primul rând, mi-aș face pentru fiecare din cele 45 de subiecte o fișă. Nu mai mult de jumătate de pagină. O fișă în care să-mi notez conceptele teoretice esențiale, exemplele relevante pe care le-aș putea da și minimele informații contextuale de care ar fi nevoie pentru acest subiect. În felul ăsta m-aș asigura că nu fac confuzii. De exemplu, confuzii între diverse specii ale genului liric sau confuzii între funcțiile comunicării sau confuzii cu privire la registrele limbii. Bună oară! Efortul de învățare ar trebui să fie clar că nu implică ceva în plus față de ce se cere pentru bacalaureat. Putem vorbi eventual de o restructurare și o reorganizare a informației. Dar, repet, subiectele propuse pentru admitere se bazează și ele pe programa pentru BAC. Sunt în concordanță cu aceasta. În al treilea rând, țineți cont totuși de faptul că este un examen la limba română. Adică, așteptați-vă să conteze modul în care vă exprimați, cursivitatea frazei și calitatea limbajului. Ar trebui să intrați în sală fără să aveți niciun fel de dubii cu privire la cu câți de E se conjugă verbul a crea la diverse moduri și timpuri, cu câți de I se conjugă verbul a ști la diverse moduri și timpuri. Calitatea limbajului și adecvarea la situație sunt cruciale, mai ales pentru cel de-al treilea subiect, subiectul creativ. Da? Așa că aș fi încă o dată foarte atent la aceste lucruri. În concluzie, nu ar trebui să fie un examen dificil, nu ar trebui să solicite cunoștințe în plus față de cunoștințele de bacalaureat, dar solicită capacitatea de a organiza și restructura materialul învățat pentru acest scop specific. Cu astea, vă invit să ne adresați orice fel de întrebări pe canalele făcute deja publice și vă doresc succes la examen.